Dacă înainte refuzul de internare a unui pacient cădea sub incidența penală, după data de 2 iulie, pacienții cu COVID-19 fără simptome nu au mai putut fi internați fără acordul lor. Acest lucru s-a întâmplat și la nivelul județului Mehedinți, unde, de la decizia Curții Constituționale, 17 persoane au refuzat internarea. De la data de 2 iulie, persoanele asimptomatice testate pozitiv au avut dreptul de a refuza internarea. În județul Mehedinți, 17 persoane au refuzat și se află la domiciliu. În urma deciziei Curții Constituționale din data de 2 iulie anul curent, 17 persoane au refuzat internarea și se află la domiciliu asimptomatice. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că nu este vorba despre o internare forțată a bolnavului COVID pozitiv în orice spital. Este o forțare pentru a se lua decizii potrivit stării pacientului pentru a-i salva viața.